Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem pe data de 9 mai și suntem doi băieți cucuieți și două fete maladețe, două doamne membri Hyde Park și noi doi frați, membri fondatori ai Asociației Hyde Park. De fapt, nu știu cât de fondator, că Ghenadie era de la începutul Hyde Park, dar nu era chiar în adunarea de constituire din 11 mai 2003. Discuția noastră de azi e prelejuită de această aniversare, 18 ani de la fondarea Hyde Park. Doamna Tamara, de atâtea ori v-am învățat să puneți telefonul pe orizontală și tot în picioare l-ați pus. Poate aveți timp să-l răsturnați. Deci discuția noastră de azi e prelejuită de aniversarea a 18-a de la fondarea Asociației Hyde Park în anul 2003, când la guvernare erau comuniștii și când Asociația Hyde Park, când emisiunea Hyde Park de la Antena C era pe cale să fie închisă de către guvernare pentru că o deranja. Eu eram moderatorul emisiunii și cu ascultătorii, ascultătoarele mele, am decis că dacă continuă presiunile, au început să-i cheme pe oameni la SIS, la Serviciul de Informație și Securitate, după aceea pe mine m-au chemat la procuratură și pe directorul postului și după aceea dosarul l-au trimis la Consiliul, atunci se numea coordonator al audiovizualului, și au cerut să se facă ceva cu acea emisiune. Și noi, când am simțit că vor să facă ceva cu acea emisiune, în sens că să o închidă, ce altceva puteau să facă comuniștii, am decis să ne adunăm duminica în parc și în prima duminică, pe 11 mai 2011, ne-am adunat ca să constituim o asociație. Eram 88 de fondatori, de membri, participanți la acea adunare constitutivă. Spuneam, eu eram unul dintre fondatori. Ghenadie a apărut imediat după aceea, când am văzut că se încinge lupta anticomunistă și pentru drepturile omului și pentru libertatea de exprimare. Iar printre membrii care au aderat recent la Asociația Hyde Park sunt doamna Larisa Monteanu și iată doamna Tamara Rotaru, care apare doar cu inițiale. Vă salut pe toți și anunț discuțiile deschise. Ce s-a întâmplat? Cum a evoluat Hyde Park-ul? De unde? Cum îl știți Hyde Park-ul? În ce fel v-a influențat viața, destinul, curajul de a vorbi public? Despre asta convenisem cu doamna Larisa că o să discutăm când eram numai noi doi. Gata să discutăm asta, dar între timp, iată, au prins trenul și au sărit în ultimul vagon și doamna Tamara cu Ghenadie, așa că propuneți voi forme de abordare a temei. Altădată, țineți minte, v-am provocat să discutăm despre limitele și pericolele libertății de exprimare, pentru că e o vacă sacră, e un drept fundamental, baza democrației, pluralismul de opinie și libertatea de exprimare. Dar e ca cuțitul, ca orice armă, libertatea cuvântului poate să-și rănească și am adus câteva exemple mai vechi sau recente despre cum anumite forme de exprimare pot să depășească limita legală, poate să încalce drepturile omului și, în mod sigur, și Larisa știe despre ce vorbim, poate să folosească astfel de exemple. Suntem în trei țări diferite, Ghenadie în Islanda, eu cu doamna Tamara suntem în Republica Moldova și Larisa e în România, din câte mi-amintesc. Cine vrea să participe cu noi în discuție poate să lase comentarii și maxim o persoană putem să mai acceptăm în discuție, să-i dăm un link de acces cu mesaj privat, să-mi scrie mie, Oleg Vrega, să-mi scrie pe Facebook un mesaj privat și pot să-i dau link de acces, maxim o persoană să mai participe în discuție. Nu știu la cine se aud căței lătrând, deci iată se exprimă și animalele. Am zis că am doi micuți, două micuți prieteni, una dintre care e bolnavioară. Trebuie să avem grijă și de necuvântătoare. Larisa, ziceai că o să te lauzi despre aventura în Hyde Park. De cât timp ești cu noi? Erai încă de când eram eu cu Ghenadie pacienți la Clinica Memoria, nu? Erai simpatizanta noastră. Da, și de atunci și mi-am vrea și anume asta m-a inspirat că
în munca mea ca medic, adică eu reușesc să fac că pacienții să vorbească despre toate problemele, că eu când observ că sunt niște probleme de sănătate și îmi dau seama că el ar putea avea și o cauză care vine din legată de starea psihoemoțională și toată vremea reușeam să aflu de la pacienți, adică pacienții își exprimau toată încrederea, știau că nu o să nu mă interesează din simplă curiozitate, că aș fi așa o bârfitoare sau o persoană care, dar cu dorința mereu să pot să-i ajut, să mă implic în problemele. Deci, în afară de problemele de sănătate, mereu reușeam până la urmă să intru în discuție pacienții să-mi povestească despre problemele lor. Să zicem că violența în familie, violența la locul de muncă, violența care, să zicem, care sunt copiii abuzați în școală și reușeam să-i ajut, să-i ghidez unde, când se adresează la polițistul de sector, se adresează la un medic psiholog, dar mereu eram nemulțumită că așa ajuți mai puțini oameni decât ți-ai dori. Dar făcând activism civic, făcând emisiunile care le facem noi când s-a început de la discuții de la bucătărie și tot înainte, am mers când s-au mai schimbat sau mai modificat denumirea acestor discuții care le făceam, pentru mine a fost o soluție că să fiu eu mai mulțumită de ceea ce pot face, că pot face mai mult. Câtet atât cu pacienții, hai să zicem că câțiva pacienți pe zi poți interveni să-i ajut, dar făcând activism civic și mediatizată pe larg aceste teme, poți ajuta mult mai multă lume. Adică acesta mi-era chiar un scop bine determinat, că vroiam să mă implic cât mai multă lume să poți ajuta, adică cu informații, cu un sfat, cu să le dai un model de curaj, că să știi să-și cunoască drepturile, asta a fost pentru mine mereu așa o motivație care îi rămâne și în prezent, la maximum cât poți ajuta. Pe toți nu-i poți ajuta, dar cât mai multă lume, cu siguranță, dacă îți dorești, poți ajuta. Și îți mulțumit că știu că aveam foarte mult. Îmi dădeau seama că dacă discutând numai față în față cu pacientul, am putut ajuta destui oameni. Păi îmi dau seama că și adică te bucuri că poți ajuta, însă și această bucurie că ai reușit și de data aceasta să ajuți pe cineva, e destul motiv ca să dorești să promovezi în masă rețele de socializare. Și uneori chiar medicul ajută oamenii cu vorba. Nu necesar să pună plasturi, unguent, să taie, să smolgă. Cu vorba poate să-l ajute pe om. Cam asta facem noi în Hyde Park, cam asta facem la emisiune până se închide. Doamna Tamara vrea să contribuie. Nu, să termin. Și asta m-a motivat încă, adică, băi, una că vorbești, că îți place să vorbești, să ajuți, dar ca să capiți și competență, că eu doar nu sunt psihiatru sau psihoterapeut, dar vroiam să am și alte competențe, că știind că mulți din pacienți e greu pe unii să-i convinge, special unul de la țară, că uite că ai nevoie de psihoterapeut. Până la urmă m-a motivat că mereu, adică de când sunt Hyde Park, cred că nu am avut zi ca eu să nu citesc ce e legat de violență. Violență nu numai în familie, am zis că și la locul de muncă și la în școli, în detenție, te mai motivează în afară și să studiezi și drepturile omului. Adică fiind în Hyde Park, am fost motivată mereu pentru a acumula și cunoștință. Adică nu numai să-ți fie drag să vorbești, dar să mai ai și cunoștință. Cam asta. Până ce?
Ghenadi s-a ocupat de Școala Curajului, unul dintre proiectele Hyde Park, și învăța tineri și nu neapărat tineri să folosească o cameră de filmat sau un telefon mobil, să publice cât era aici în Republica Moldova. A funcționat. Unii dintre cei care au trecut prin Școala Curajului acum sunt reporteri, cameramani, cineaști sau politicieni. Doamna Tamara, ați fost pedagog. Povestiți-ne despre întâlnirea cu Hyde Park. Că ați rămas în Hyde Park, înseamnă că v-a plăcut. Da, eu vă salut. Mi-ați plăcut chiar când erați mai tinerei. Mi-ați plăcut, nu știam că Ghenadie, când activa la ziarul de gardă, este și membru al Hyde Park. Și mătăluțe, te vedeam cât de activist ești și cum îți cereai ca să-ți fie respectate drepturile. Mă lovisem și eu în unele cazuri cu niște drepturi încălcate. Mai țineți minte când v-am găsit eu, v-am sunat, nu aveam cameră, nu aveam telefon cu, adică cu ecran tactil. Mi-ați plăcut pentru faptul că ați protestat civic, vreau să zic pașnic, dar și pașnic oricum, civic. Mi-ați plăcut cum v-ați manifestat ca cetățean, ca membri ai societății. Și prima întâlnire a fost cu Ghenadie, dacă își mai duce el aminte, pe coridoarele la editura Ziarul de Gardă, care el mi-a oferit numărul meu, adică al dumneavoastră Oleg, ca să iau legătura și cumva să fac înregistrări. La De una zi, redacție, da, la casa presei, cred că. da, la Casa Presii, da. De una zi, iată, în societate se mai lovește lumea cu situații de încălcarea drepturilor omului, dreptul la libera exprimare, adică și depășirile, și mă întreabă cineva, da, chiar un elev mă întreabă, dar dumneavoastră unde v-ați învățat așa? Cum de ați deprins așa mod de abordare, mod de manifestare? Eu i-am spus faptul că, deci, în 2006-2007, nu mai țin minte, am câștigat un proiect, un training la Amnesty International despre respectarea drepturilor omului, cu un trainic de vreo 7 zile, dacă nu greșesc eu. Și după aceea am zis că, iată, eu sunt membru al Hyde Park, am indicat cine sunt membrii și ce promovăm noi. Adică, da, așa ce acel elev îmi spune, da, mie îmi place, dar încă ar mai și așa ca și dumneavoastră. Dar știți că nu prea se înțelege acest activism civic, că deseori cineva încearcă să mai pună la dubii un atare activism sau poziție civică, dar oricum, eu mențin pozițiile. Încoace am înțeles, când am devenit membru al Hyde Park cu 2 ani în urmă, degrabă să fie la 3 ani o să fie la toamnă, când iarăși pe holurile judecătoriei Chișinău m-am întâlnit cu dumneavoastră, adică când v-am rugat atunci la ca să filmați. Eu sunt mândră că sunt membru acestui grup și sper să fiu încă cât mai sunt cu inițiativă. Mulțumim, Ghenadie, rândul tău. Vreau să-ți amintesc că chiar din ziua constituirii asociației, atunci când erau peste 150 de oameni pe Aleea Clasicilor în partea de sus, eram și eu în mulțime. Altceva că A, era da, foarte dar multă lume. nu eram 150, Eram în jur de 88. 80, 88 au semnat, dar au venit val mare de la PPCD și cârcoteau, mulți n-au semnat. Eu țin minte multe A, chestii de da, erau mai acolo. mult de 88, wow. Da, 88 au acceptat. Ți-ai minte că veneau și cârcoteau și Da, spuneau, că dar cine e inițial mi-au ăsta vechi? propus, hai să facem partid. Și eu am zis, partid nu, ia că dacă vreți un ONG, eu aveam o copie a unui statut de la un partid, de la un ONG recent fondat și la care participam și eu. Și am zis, iată, vin cu un model de statut, hai să facem un ONG.
Dar partid n-am vrut. Acum cochetez cu politica, dar atunci mă temeam, mă feream de pe politică. Eram jurnalist, dai seama, nu vrei să te murdărești cu politica când ești jurnalist, nu-i așa? Deci derutați erau grupurile cele de oameni care veneau de la PPC. Deci ziceau, dar ce, nu aderăm la partid toți? Nu ne unim cu partidul deodată? Păi de ce facem grup atunci? Am Da. înțeles. În Deci erai și esență tu în era... ziua fundării, da? Erai Da, și tu pe da, 11 mai 2003. Ah, deci ești și tu dintre fondatori. da. În aceștia 18 ani e bine să observăm dinamica, felul în care s-au schimbat lucrurile, pentru că libertatea de exprimare în public are un anumit istoric în Moldova și ea n-a căzut pur și simplu din pod, așa, trânc, și imediat am avut dreptul să vorbim liber. Cei care au participat la activități până la obținerea independenței Republicii Moldova știu foarte bine cât era de riscant să-ți exprimi public opinia față de grupuri mari de oameni, ca ei să înțeleagă care e atitudinea ta. Noi am venit mult mai târziu, iată dovada că în 2003 abia ne organizam ca grup, dar cred că ar trebui să pomenim și de background-ul în care în Hyde Park, în emisiunea ta, Oleg Nocturnă, oamenii vorbeau liber tot ca în Hyde Park, deci nu avem noi chiar doar 18 ani, tot vreo 20 așa. Și vreau... Emisiune nu doar a mea, Ghenadi, îți amintesc că ai moderat-o și tu câtva timp. Odată chiar o lună eu am lipsit, am fost plecat în Italia și ai rămas tu moderator în locul meu. Nu știu cum te-ai descurcat, știu că n-ai reușit să o înregistrezi și să o pui pe internet ca să o aud și eu de acolo, dar că ai făcut-o, sigur ai reușit, pentru că nu mi-a reproșat nimeni după ce ai făcut, pe cine l-ai lăsat. Deci ai și tu experiență de moderare Partea emisiunii Hyde interesantă e că Park. mergea ca ceasul. Era emisiunea Da, mai că nu brandul era tău. necesară moderarea. Oamenii sunau, știau discursul, știau regula cât să dureze vorbele, să nu Și am calce impresia că drepturile. anume din acea emisiune deja lumea îmi spune mie, Ghenadi, mie îmi spune Ne Oleg, știți confundă, cum e, dar era. bine, ne confundă și bunicii, părinții, nu? Bun. Deci, libertatea de exprimare s-a obținut cumva cu greu, cu mult sânge din nas, iar noi, haidparchiștii, asta am încercat, să vorbim cu grupuri de oameni diferite, mai ales când mergeam prin sate, mergeam prin comune, prin centre raionale, prin satele astea izolate, ajungeam uneori după 4 ore de mers prin sud, încolo, pe la satele Țântei și nu mai știu cum se numeau ele. Când intram acolo, copiii aia se uitau la noi și ziceau că da, dar pe noi în școală ne învață că avem obligații, nu ne spun de drepturi. Drepturile sunt așa, o chestie generală pentru extraterestre. Și atunci observam cum oamenii încep să-și ia rolul în serios, cum încep să... Noi aveam atunci primele camere, încă nu era fiecare telefon mobil dotat cu cameră. Nu toată lumea putea filma. Deci noi veneam cu un flip, cu o cameră mică încorporată așa într-un aparat cât să-l ții în palmă și cu asta făceam exerciții, le filmam, le proiectam și copiii înțelegeau că poți reflecta multe situații documentându-le pe video, prin text, prin a reține detalii despre o anumită istorie și a o relata public. Și după aia au început primele persecuții prin unele școli. Copiii erau apostrofați, că de ce m-au invitat în alte școli, anunțau că noi am fi persoana non grata și nu se mai face cursul ăsta parșiv, chiar la, în satul ăsta, în drum spre Vadul lui Vodă, era o primăriță comunistă depășită, La am uitat, Budești. la Budeș, da, Budeasca, aia care are Dar pe casa Madame super Costiuc mare. și amui primăriți acolo. Da, a fost vreo 5 mandate la rând, și cu comuniștii, și cu democrații, și cu toată lumea era bună. Dar ideea era că a fost deranjată de cursul nostru și copiii au înțeles care e buba, că au început să întrebe, dar de ce e sala asta? De ce s-a investit aici, nu dincolo? Dar cum facem cu proiectul de aprovizionare cu apă? Deci oamenii începeau să pună întrebări și chiar mi-amintesc primele isprăvi ale haidparchiștilor, ale simpatizanților noștri, absolvenți de Școala Curajului, când mergeau la ședințe publice, la cazuri despre cazuri de la Strășeni. Am aflat imediat, atunci când la o ședință publică a primăriei,
a fost luat la palme și la șuturi în fund reporterul pentru că vroia să filmeze o ședință publică. Și lui au spus că nu, dai voi, ieși afară. Acele video au devenit virale, toată, mă rog, presa, cât își permitea, presa neafiliată, necomunistă, mai vorbea despre asta. Dar asta a fost un început în care omul de rând, cetățeanul simplu, începea să pună întrebări. Începea să pună la îndoială că o anumită interdicție, de exemplu, interdicție, așa zice, sau ieși afară, da, pentru dumneata nu este loc, ia-ți scaunul și ieși afară. Așa i-a spus unui reporter dintr-un sat. A, nu, chiar era profesoara copiilor care au venit la cursul meu. Și mi-a zis că drepturile dumitale îs după ușă, ia-ți scaun. Nu, inițial îi spuneau că nu sunt locuri, nu poți intra la ședința publică, nu sunt locuri. Și a găsit un scaun în sala vecină și vinea. Și zicea că am dreptul să asist. Și primarul i-a zis că drepturile dumitale îs după ușă. Și a luat și a închis ușa în nas. E, astfel de abuzuri continuă să fie înregistrate de oameni care au trecut prin Școala Curajului sau de altfel de cetățeni, pentru că acum oricine poate filma, în diferite raioane și în diferite sate. Ce înțeleg eu e că nu s-a înțeles mesajul până la capăt sau nu toată lumea a înțeles că într-un spațiu public, la o ședință publică, oricine poate asista, oricine poate filma și oricine poate difuza ce vrea el. Pentru că foarte des aud de la astfel de ședințe, când un om filmează și vrea să difuzeze, lui se reproșează, las că noi știm ce ai difuzat data trecută. Ceea ce e o ingerință în activitatea omului. Dacă omul a decis să ia un fragment, să-l difuzeze, dar nu e obligat să dea totul, nu e obligat să te dea numai pe dumneata, e obligat, cum să zic, să respecte legislația. În momentul în care trunchiezi sau faci mesajul fals, iei o bucată de aici, o bucată de dincolo și le difuzezi și pretinzi că anume asta s-a întâmplat într-o zi, mai înțeleg acolo să fie apostrofat. Dar oamenilor le se reproșează că de ce nu reflecți așa cum vrea cineva din ședința respectivă. Deci în ăștia 25 de ani sau în ăștia 30 de ani de la obținerea independenței, prea puțin am reușit să obținem în materie de libertate de exprimare, de libertate de acțiune publică și eu am impresia că e loc măcar de 10, de 20, de 100 de organizații cum e Hyde Park-ul ca să promovăm libertatea de exprimare până în pânzele albe. Să știe toată lumea că ai dreptul să te informezi din surse veridice, că ai dreptul să știi, că ai dreptul de liberă circulație, de liber protest, de liberă exprimare. Și până nu o să rezolvi problema cu libertatea de exprimare, până nu o să avem acces la surse mass media de încredere, nu o să avem ordine nici în Parlament, nici în administrația locală. Deci lucrurile cumva sunt legate între ele, dar eu cred că începutul e bun, pentru că încetul cu încetul, în aceștia 18 ani, ceva am obținut. De exemplu, legea privind libertatea întrunirilor, care e valabilă din 2008, din 22 aprilie, când a fost promovată de Voronin. Promulgată. Și am împins-o până în pânzele albe ca acea lege să fie discutată, aprobată, au contribuit mult experți, specialiștii, Promolexul, Amnesty, cine a mai pus umărul atunci ca să fie promovată legea, dar ca rezultat avem o lege foarte bună a întrunirilor, cum nu are, de exemplu, România sau cum nu au multe state vecine. Dar mai fi multe de zis, dar nu vreau să acaparez tribuna. Lucrurile între timp s-au schimbat în lume, la nivel tehnologic. Dacă inițial nu aveam nici reportofon ca să înregistrăm discuțiile din Hyde Park, pe data de 11 mai 2003, numai o poză sau două a făcut doamna Tamara Ileana Tamazlăcaru. Atât avem de acolo. Nu avem înregistrări video, audio măcar de la discuție, ce e procesul acela verbal. După aceea am obținut și camere cu casetă, după aceea am obținut camera aceea, ții minte, în 2008, cu care ai filmat tu agresiunea din 10 mai. Și după care au apărut telefoane, smartphone și acces nelimitat aproape la internet și posibilitatea de a difuza. Și asta a schimbat total paradigma. Acum degeaba mai vorbești tu de mass media liberă, nu știu ce, când fiecare e mass media. Acum orice blogger are o audiență comparabilă cu, vreau să zic, BBC-ul sau cu televiziunea publică. Dacă televiziunea publică are un live acum.
televiziunea publică are un live cu 500 de spectatori și un blogger poate să aibă 5.000 de spectatori la un video de-al Cu lui. asta sunt de acord, dar nu oricine poate face o știre, nu oricine poate difuza informație calitativă. Acum toți 100 de mii de prieteni pot să difuzeze în stânga, în dreapta, tot felul de informații, dar aia nu e știre, nu e verificată, nu e trecută prin ciorul celor trei surse minime. Păi tocmai asta zic, s-au schimbat lucrurile, acum nimeni nu mai apreciază și nu mai are nevoie de știri. Orice s-a spus pe internet, gata, e că-i drept, că nu-i drept, s-a spus pe internet și în felul ăsta, iată, circulă falsurile. Deci apar pericole noi, după ce au plecat comuniștii și anticomuniștii, iată, am constatat că falsurile poate să vină de oriunde, de peste hotare, vorbind limba noastră sau cu Google Translate. Și iată, în situația asta pandemică, am aflat că vaccinurile conțin chipsuri cu 5G și că Bill Gates vrea să oprească creșterea populației și tot felul de tâmpenii din astea care îți nasc din burta cuiva monstruoasă și cu doar 2 neuroni sau din mintea monstruoasă a cuiva care vrea neapărat să destabilizeze și să speculeze ignoranța oamenilor. Deci s-au schimbat pericolele. Acum trebuie să ne recalificăm și noi să identificăm pericolele și nu mai promovăm până în pânzele albe, cum zici tu, Ghenadie, libertate de exprimare, ci din contră ar trebui să învățăm pe oameni să gândească critic și să aleagă informația de dezinformare și, de exemplu, să aibă grijă să nu rănească cu vorbele, da? Să nu atace femei, cum s-a întâmplat cu Anatol Mătăsaru în Hyde Park, sau să nu rănească ruși găgăuzi, cum încerca John Onoje când vroia să adere la Asociația Hyde Park, sau ce alte cazuri am mai avut noi chiar în interiorul asociației sau pe lângă Hyde Park. Eu Te vreau fi să cu zic, liniște. no, eu vreau să zic, eu vorbesc că cred că până în pânzele albe să meargă când e vorba de o persoană care își apără drepturile. De exemplu, a fost nedreptățit în judecată, la un proces de judecată. Adică în cazul acesta, evident că el trebuie să meargă până în pânzele albe, până își face dreptate, până ajunge la CEDO, până atrage atenția mass media, când în cazuri particulare e mers chiar până în pânzele albe. Nu ai de ales. Unica că cei care Da. merg până sunt care, eu am observat că mă gândeam, care ar fi cauza când sunt oameni de ăștia care când vine cu petiții, cu cerere și e mai scandalist, nu că e scandalist, dar mai insistent să zicem, nu, că eu nu-mi plac oamenii scandaliști, care știe să se impună, să-și ceară drepturile, imediat apar funcționarii și rezolvă problema. Și la început mă gândeam că posibil că e sistem de scandal, când e unul așa mai insistent, mai competent, mai nu știu ce. Până la urmă stau și mă gândesc că totuși îi rezolvă problema, nu că suntem de scandal, dar că suntem că o să-i urmeze și alți oameni exemplu ca să-și ceară drepturile. Mai degrabă asta. Și când văd imediat, adică am văzut nu o singură dată la diferite instituții de stat, când apare cineva care nu mai deschide gura că eu am dreptul, că eu îmi cunosc drepturile, că eu știu asta, imediat apar ca din pământ cineva care, dar eu am mers și eu pe calea asta, nu pot să zic că nu am mers și eu. Și imediat ca din pământ apare cineva și îți rezolvă problema. Pe când restul care tac așa cu minți, și nu insistent să rezolv, de exemplu, nu mă putem eu programa online unde îmi trebuia pentru niște acte. Sărmanii oamenii așteaptă sau plătesc foarte mult și v-am zis că mă gândeam că suntem de scandal, dar până la urmă se primește că nu suntem de scandal. Ei te stăruie să te iei mai repede într-un birou ca să nu-ți urmeze și alții exemplu. Să margă așa, ca tine până în pânzele albe. Dar în cazul doamnei Tamara Rotaru, am observat-o în 2-3 ani de când ne cunoaștem noi, am observat o evoluție interesantă de la cazul unei femei care filmează și deranjează, să ajungă ea consilier local în sat și să fie la rândul ei deranjată de o altă femeie care filmează și deranjează. Și filmează, vorba Larisei,
până în pânzele albe într-un proces de judecată în care ea e acuzată de calomnii sau de incitare la ură sau la violență, nu știu ce. Deci e amendată și ea filmează inclusiv în ședința de judecată. Când nu-i voie și judecătorul, instanța îi spune că nu-i voie să filmeze. Deci iată că uneori văzând de exemple proaste sau a avut o altă experiență cu Achiruș, pe care l-a găzduit și care tot așa se credea foarte activist, filma totul inclusiv acasă la gazda care l-a găzduit și îl hrănea și filma și date personale și înjura și vorbea urât. Ceea ce înseamnă interpretare primitivă a libertății de exprimare, împingerea până în pânzele albe, dincolo de limitele legale. Nu întâmplător în școală ni se predau și drepturile, dar și responsabilitățile și limitele drepturilor, ca să nu o luăm hăisa. Ia povestiți, doamna Tamara, despre experiența dumneavoastră. Nu, asta e corect. Da, asta e corect. Adică îți respecti că, de exemplu, nu te poți programa câteva luni la rând ca tu să insiști să te programeze totuși, fără injurii, fără amenințări, fără să... Adică când pur și simplu insiști și îți aperi un drept. Eu în așa caz vorbesc să mergi până în pânzele albe. Dar doamna care o hărțuiește pe doamna Tamara, cred că urmărește alte scopuri. Când hărțuiești pe cineva, oare poate fi un scop acesta bun? Asta e hărțuire? Asta e o reacție de apărare. Ea crede că se apără în felul ăsta. Nu, ea crede că își demonstrează justiția și dreptul, nu? Filmând, e zice că telefonul e o armă, mediatizarea, internetul și e o armă, într-adevăr, are câteva mii de vizualizări. A ajuns acum să plângă doamna Tamara pe ea și la Consiliul pentru Nediscriminare, pentru că incită la ură. Încet la oră și într-adevăr, văzând-o pe dânsa care nu are competență, care nu știe până unde poți merge, cum ai spus tu până acum cu insistența în pânzele albe, poți să-i urmezi exemplu mulți oameni, adică comportamentul ei poți să-l urmezi oameni care nu au competență, nu au studii, nu au abilitatea asta de a deosebi, de a înțelege până unde poți merge cu aceste filmări și consecințele și care nu le ajung, nu au destul intelect ca să înțeleagă care ar putea fi urmările și consecințele unui asemenea comportament. Acum, doamna Tamara, ne povestiți, noi vă susținem. Ideea că nici nu dau seama de la ce a început, poate o modalitate de a mă ataca, bănuiesc eu. Că eu, apropo, niciodată nu am filmat-o pe dânsa. Poate ea o fi vrut să preia o practică, dar practica este una dezgustătoare, așa aș zice eu, și chiar hărțuitoare. Până la urmă, instanțele se vor expune, dar ceea ce face ea, zic eu, are expresia asta, ea folosește această expresie, că voi merge până în pânzele albe. Să mergi până în pânzele albe dacă știi cu adevărat că ți s-a încălcat un drept și îl poți proba acel drept care ți-a fost încălcat și dacă ai chiar și, cum să mă exprim eu, ai atâtea probe și convingeri că ți-a fost acel drept încălcat. Și chiar dacă ți-a fost încălcat un drept, sunt instanțe care unde trebuie să te adresezi, dar nu cu telefonul și cu atâtea amenințări și injurii. Și dacă spune Oleg că da, este o armă, o fi o armă, dar știți, a mai fost filmată, dar nu atât care, cum spune, telefonul ucide, cu atâta insistență și cu atâta nerușinare să te filmeze, să argumenteze precum că ea vrea să știe un glob întreg cine sunt eu, dar sunt un cetățean, un activist, la urma urmei am o poziție și nu sunt conflictuală, nici nu am încercat să-i răspund cu acea monetă pe care ea o aplică. Doar ce să mai vorbim că din Hyde Park au pornit mai mulți membri ai societății. Nu vreau să le dau nume. Și știți, mie îmi place omul dacă să fie frumos la chip, la gândire, la logică.
Deci, da, am trecut printr-o perioadă critică de retrăiri, de remușcări, să zic, Doamne, prin ce am greșit eu sau... Și sper în viitor să se amelioreze, deși ea a fost deja amendată pe o cauză și ulterior mai este încă o cauză pe rol, care la fel, eu știu care va fi soluția. Nu este normal, chiar și dacă te-i da un activist civic, nu până într-atât ca să jignești, să curmi, să... Deci, iată, nu vreau nici nume să-l dau, dar deja cred că este cunoscut pe internet aceste postări cu prost gust. Doamnă, Chiar și totuși sâmbătă. insistați pe ideea că se bagă atâta în suflet și mă filmează și mă incomodează. Cât timp sunteți în spațiu public și nu faceți nimic ilegal, poate să filmeze măcar treaba lui tot drum până acasă și înapoi. Nu reacționați, nu interacționați și nu văd cu ce ar trebui să vă deranjeze, pentru că nouă tot așa ne reproșează cam toți din cei pe care îi filmăm. Ai parchiste atunci când dezvăluie o ilegalitate, nu-i reproșați de ce altceva n-ai ce face, dar ce tocmai pe mine, da? Dar te-ai găsit tu deștept. Da, m-am găsit eu deștept, da, am dreptul ăsta. Doamnă, nu contestați dreptul omului de a ține camera în mână. Dacă vorbești ceva ilegal la cameră, aveți proba video și o puteți da în judecată și o obțineți pe cale legală. Altfel nu-i puteți spune s-a găsit el deșteptul să mă filmeze. Doamnă, noi folosim instrumentele libertății de exprimare. Dreptul de a filma e un drept fundamental, ca și dreptul de a privi. Doar nu-i reproșați de ce mă privești, băi, da? Dar Nu. știi, Ghenadi, că o filmează și o înjură, dar o blocat-o și pe ea și pe mine ca să nu vedem ce face? Atâta libertate de exprimare și atâta curaj are încât ne-o blocat ca să nu vedem și vorba ta să nu putem obține probele video care să o incrimineze. Deci cam lasă curajul ei. De atâta și eu zic că dacă filmează, filmează, dar atât cât ea vorbește și spune și deci indică la niște falsuri, deranjează, dar oricum. Mulțumim pentru susținere Așa că e, așa e voi... cu libertatea de exprimare. Poate să deranjeze. Mai ales dacă sunteți un pic de persoană publică, fiți mai îngăduitoare cu cei care vă deranjează. Da, nu am, apropo, eu sunt destul de gând, nu le-am făcut părerea mea, că nu am abuzat pe nimeni, din contră, cetățenii se adresează, am un respect. V-ați gândit vreodată de ce anume v-a ales pe dumneavoastră? Pentru că e într-o Păi, comisie de cred că... la primărie care a intervenit într-un litigiu al ei cu vecina ei. Deci Am doamna înțeles. Tamara a nimerit Narazdaciu, cum se cheamă, fiind șefa comisiei administrative, nu știu cum se cheamă, că altfel n-ar fi avut treabă cu ea. Secretar al Comisiei Administrative, care am semnat decizia Comisiei Administrative, al ședinței, adică verdictul l-am semnat eu în calitate de secretar și primarul în calitate de președinte al Comisiei. Și acum suntem luați noi în săgeata ambii. Și polițistul a mai intrat încă și el în joc. E, dar, oricum, instanțele se vor expune. Asta eu zic ce înseamnă libertatea de exprimare. Nu, te exprimi, dar te exprimi când ai și puțină carte, ai puține studii, dar să vorbești așa o frază, un motiv, deci că eu nu mă apuc să... Doamnă Tamara, e posibil că ar fi un motiv încă că vă știe că faceți activism civic, că sunteți și dumneavoastră membru Hyde Park, tot ar putea fi unul din motive. Unul din motive mai este că, luând în considerație că are un comportament așa mai abuziv, mai agresiv, ar putea fi că ea, din motivele că știe că dumneavoastră doar acum, doar cred că nu se cred în sat că fiii dumneavoastră sunt pisticotare și locuiți singură, restul membrilor consilieri, poate, adică sunt mai mulți membri de familie în casă, adică sunt în țară, asta ar putea și ea nu sisteme, că adică fiind dumneavoastră singură, că vă plecați copiii, nepoții, locuiesc, adică nu locuiesc cu dumneavoastră într-o casă. Da, am cunoscut.
Și asta ar putea fi un motiv. Am cunoștințe, am prieteni, am rude, am fratele care... Foarte bine. Foarte deci, bine. Atunci e foarte bine, e bine că ea se duc cont. Și dacă, dacă tot știți că vă filmează, eu așa o fac. Eu și latura asta, aspectul ăsta pentru femei, dacă știți că vă filmează. Deci să aveți grijă să fiți coafată, machiată. Ei, dacă tot vă filmează, să arătați bine. Dacă are ea grijă da, să vă dar știți că am fost și acuzată invidiată și pentru faptul când am făcut noi acel video și dacă era timpul mai ca puțin mai întuneric și de aceea am fost pomenită că fac cu brega chinouri la ora 12 noaptea. Păi da, e că să... e că de asta încă așa... Și tot e liberă exprimare. Da, aici adică, sunt adăugate de multe. Păi, de înseamnă că trebuie să fiți neapărat gătită bine, dacă tot ieșiți cu Oleg Brega la miezul nopții. Și eu nu sunt atât de deșteaptă că să ies la luptă cu dânsa. Adică eu parcă am făcut o luptă mare. În fine. Nu trebuie de ieșit la luptă cu așa oameni, că ei vor să te coboare la nivelul... La nivelul lor de instincte, că ea își urmează niște instincte, când life-urile ei nu privă de o rațiune și un scop bine determinat. Ea își urmează instinctele. Și tu când te cobori la nivelul lor, când ei te agresează, uiți că ai și tu neocortex, dar te cobori la partea asta de reptiloida creierului, sunteți amândoi la același nivel de instincte, dar ei au mai mare experiență la nivel de instincte, adică totuși nu trebuie să te cobori la nivel de instincte, că se între, adică o reacție de agresivitate, o reacție verbală, să zicem, de injurii, nu. Asta deja tu ți-ai lăsat, ți-ai părăsit neocortexul și te-ai dus pe ca o creierul ăsta reptiloid, care, adică mai bine nu. Să supără ce se face. Asta e tot ce poate ea face. Nu, dar se spune fiecare dă cât poate și ce poate. Oferă, da. Da, trebuie să fie și parte de... Uitați-vă și la partea umoristică. Vă faci și vedetă, vă faci și renumită. Înseamnă că trebuie să vă găsiți stilist, să aveți grijă un coafor bun, să aveți, mă rog. Dacă am grijă. Și, dar și știu urmă... că... Ce spuneți? Până la urmă, ia să încerc ce să facă, că eu tot o să aduc până la urmă tema asta, ori într-un live aparte, ea încearcă că să vă fac tot pe dumneavoastră vinovată. Asta e tipic pentru comportamentul unui agresor, că tot el să reușească, vă victimizează și tot pe dumneavoastră să vă acuze. Da, și un provocator, pentru că asta este. Avem printre drepturile fundamentale și dreptul de a provoca. Libertatea cuvântului are dreptul să șocheze, să deranjeze și să provoace. E stabilit de practicile CEDO ale Curții Europene ale Drepturilor. Adică trebuie să avem capacitatea. Dar nu te leși provocărilor, numai ce am vorbit. Lasă-o să provoace până nu mai poate, dar nu te leși provocată. Și atâta tot. Până la urmă am fost sunată, apelată și de către fiica ei din Italia. Nu înțelegeam cine mă sună. O să iei toată vremea și eu când văd că nu reușesc să te destabilizeze, ca să te cobori și tu la nivelul ăsta, adică să ai un comportament abuziv, agresiv, e toată vremea o să-și ia niște persoane care să-i ajute. O să-și iei echipă, o să încerci să-și adune o echipă de oameni care susținători. Da, adică sunt însă așa care m-au ofensat în trecut și posibil să o facă, dar oricum acolo este instanța de judecată, ei au fost calificați ca vinoveți și chiar nu am frică, absolut nu am frică deloc. Da, pe lângă susținătorii din sat, am înțeles că are ca susținătoare o fostă membră Hyde Park, Maria Olar, care da, încurajează și o incită. Și Maria tot nu prea înțelege limitele libertății de exprimare. În live-urile ei hărțuiește și atacă verbal
se descalifică, nu așa trebuie să se comporte un promotor al drepturilor omului. Da, asta se vede, se vede și la comentariile dânsii. Eu nu văd, adică sunt blocată, dar ocazii când mai văd de la cineva, la alții din cunoștințe, la alții din cunoștințe sau chiar cineva mă mai cunoaște încă acolo și îmi spune, dar bine, sunteți live. Cum sunt live? Eu sunt încă acolo. Păi, că sunteți pe limbă la persoana dată în sat. Și deci chiar când privesc acolo, chiar că unde se bată, unde strigă, bravo, bravo. Ia uitați, zice de bine. Dar Oleg, câteodată mă mai șocărește din sar pienele. Gheorghe Scutare ne ocrărește pe toți, că nu e cazul să-i acordați atâta atenție acelei dame. Gata, terminăm. Da, o luăm da, atunci. Eu, atunci, dar îl ocărăm pe el, pentru că el a filmat o astfel de scenă la Consiliul Local în satul lui Iordan, nu știu cum se cheamă acolo, să ne povestească dacă o vrea să intre sau o să comenteze acolo. Și tot i-au sărit în cap niște consiliere mai conservatoare și el video ăsta îl ținea privat și nu îl publica. Când el trebuia să facă paradă exact ca femeia aceea pe care o critică acum. Pentru că era încălcarea libertății de exprimare. Chiar că el nu făcea panorama, el nu provoca. El filma, dar femeile cele reacționau inadecvat din Consiliul alesele poporului. Și eu pe Gheorghe îl critic acum, de ce nu a ieșit imediat cu acel video? Sau să transmite live, sau să-l publice dacă l-a filmat. Dar live-ul el trebuie. El e în extrema cealaltă, el nu știu de ce ținea acel video. Și acum ne critică, de ce îi acordăm atâta atenție femeii cele? Na, ne împărțim și noi, unde ne se pare că e buba. Genadi, nu, fiindcă tot e vorba de când se încearcă o încercare de a victimiza pe cineva. Și eu dacă mereu cu, adică atât am citit și atât am auzit, că adică am fost nevoită să citesc din mai multe motive, dar și motivul care se adresau pacienței, cel mai grav, că nu se mediatiza. Adică eu chiar vreau să fie discutat cazul acesta, că luând în considerație de ce multe victime care sunt, iarăși o să zic, nu numai în victime domestică, violența domestică, dar la locul de muncă, școli, alte, să zicem, detenții, stradală, deoarece nimeni nu discută aceste cazuri. Și așa că, Gheorghe, știu că asculți, nu poți participa în internet, știu că asculți, dar dacă nu o să fie aceste cazuri discutate, oamenii o să stea și o să înceapă problema care este acuzarea victimei. Am eu cuvântul cu victim blaming, nici că acum nu-l pronunț corect. Cred că e comportament de evitare. Tot până la urmă ajunge că societatea acuză victima. Că ea singură nu n-a observat, că ea singură a atras asupra ei aceste focuri și societatea a fost provocator și tot așa. Da, a fost aprescurt de colteu primare sau și-a îndeplinit funcția cum doamna Tamara, până la urmă e acuzat în societate tot victima. Și din aceste motive, din toate cazurile de violență, care e peste tot, mai zic încă o dată, nu numai domestică, dar și la serviciu, și în școli, și internate, victima, 90% de cazuri de victimizare nu ies la suprafață, din acest motiv că imediat sare cineva cu vorba că acuză tot victima, sau că tot victima e vinovat că nu l-a putut pune la loc. Păi, dacă îmi vinea, când auzeam când femeile care vineau și cu fracturi, cu echimoză, chiar cu comoții, cu contuzii. Dar tu, prima reacție care puteau să-i spui o vecină, dar care îmi spuneau, pacienții îmi povesteau, că era acuzată că, dar și nu e putut, dași tu cu ceva în cap sau ceva de genul, tot ei era vinovat că nu s-a putut apăra. Sau tot ei era vinovată că tu cine ai putut pleca? Păi, dar dacă abuzează, de exemplu, e foarte violent un șef la serviciu sau la, să zicem, persoana se află în detenție, că n-ai putut pleca, dar cum să pleci? Că dacă e în detenție sau dacă nu are alt loc de serviciu unde să duc până ce?
Până la urmă, așa o răsucesc și așa o întorc în societate, că majoritatea cazurilor, până la urmă, e acuzată tot victima. Și evident că puțină lume care are curajul să iasă, să vorbească despre aceste cazuri. Așa că, doamna Tamara, chiar mie îmi dați motiv să, cazul dumneavoastră, să mai vorbesc despre aceasta, despre victimizarea. Da, haideți să observăm cum a evoluat preocuparea Hyde Parkului de la ce era inițial libertatea cuvântului, deschideți emisiunea Hyde Park înapoi, nu? Că făceam primele proteste, erau legate de asta, la Antena Cehă, de ce ne-a închis emisiunea Hyde Park. Până când am aderat la Coaliția Nediscriminare, am fost reprezentanți ai domeniului drepturilor omului în Consiliul Național al ONG-urilor, deci ne-am specializat pe libertate de exprimare, dar am îmbrățișat și drepturile omului în general. Am susținut nediscriminarea, pluralismul și de opinie și de comportament. Și de la asta am trezit nemulțumiri în Hyde Park, între membrii Hyde Park, între cei 88 de fondatori, numărul membrilor a crescut până pe la 100. Unii s-au arătat nemulțumiți și au cam plecat din Hyde Park. Pentru că de ce apărați pe toți? Migranți, gay, romi, evrei, pușcăriași. Țineți minte că și la emisiunea mea radiofonică primeam scrisori din pușcărie. Și după aceea ne trimiteau și publicam. De 2004 am început să facem blogul curaj.net. Și după aceea în 2010 am început să facem blogul Curaj TV. Mergeam pe la procese de judecată. De ce apărați pușcăriași? De parcă pușcăriașii nu sunt tot oameni și parcă nu oricine dintre noi poate să ajungă la pușcărie cu motiv sau fără motiv, că așa e justiția la noi. Dar nu că asta violența naște violență, că dacă o să vadă un copil cum taică s-a dus și un necat psicuței, următoarea dată vede cum taică s-a bate un cerșător, să zicem, un cerșător, păi când crești el, ce exemplu îi dai? Sau dimititel, poate să dea o travă lui soră sau lui versu sau lui vecinul, scăpăm de el. Dar dacă așa am scăpat de șoareci sau de căței, hai să scăpăm și de frățuorul care atrage atenția părinților. Păi da, dacă aperi drepturile, aperi drepturile tuturor, că cel care a ajuns în detenție, el și așa e pedepsit, că e izolat. Adică e pedepsit cu privare de libertate, da, dar nu cu anularea drepturilor fundamentale. Da, da, eu ce zic, el și așa e pedepsit că el e izolat, că stă e privat de libertate. Mă, gata, mai departe n-ai ce-l pedepsi. Și spășește pedeapsa și atâta tot, termenul care e de privare de libertate. Și dai că, pe urmă, creierul nu poate seta a omului. El, dacă de mic copil vede niște acte de violență, când crește mare, are și el un comportament abuziv. El nu prea înțelege că, măi, tata l-a bătut pe cealaltă că era rom sau pe cealaltă că era un cerșător sau pe cealaltă că era un bețiv din sat. Creierul nu lui e setat pe un comportament abuziv, dar nu că să mai fac și selecții. Cum să nu aperi drepturile la toți sau să nu aperi drepturile animalelor, că e demonstrat că toți acești care au ajuns, care se fac studii despre ucigașii în serie, toți din ei în copilărie au maltratat animalele. Când, mă rog, le fac studiile, toți au, nu că întâmplător o singură dată acolo, nu știu cum, i-a dat o vargă psicii sau cățelului, care au maltratat, i-au schilodit, i-au omorât. Așa că apărăm și drepturile animalelor. Că eu știu că ceva cândva se reproșa că Hyde Park să vârăși cu drepturile animalelor. Păi de ce să faci? Sființă asta și ele, chiar dacă non-umane, dar sființă. Sființă și nu se poate, că zic din simplu motiv că toți criminalii în serie, că ei doar să fac studii, foarte mulți studii se fac, în special America știu că ei se ocupă cu studii și toți care au ajuns criminali în serie, vorbesc de
de ei, toți au abuzat animale în copilărie, au maltratat, au omorât. Da, microfonul liber, proiectul nostru inițial cu care am ieșit în parc, în locul emisiunii radiofonice. Țineți minte că venea multă lume. Se bucura să vorbească la megafon, la box. Am cumpărat chiar boxe din primii bani când am câștigat primele dosare la CEDO sau din donații, nu mai țin minte. După care a apărut internetul, oamenii au început să se exprime pe internet și nu prea au mai venit în parc. Azi, iată, am ieșit în parc, eram cu boxele, cele ale Hyde Parkului și erau numai vreo 2-3 membri și vreo 2 simpatizanți. Nimeni nu a vrut să vorbească la microfon, la boxe, nici la cameră. Și iată, pierde cheful. Deja toată lumea din două clicuri de pe telefon pune un status sau un, cum îi zice, ce, live foto, nu știu cum îi zice, o poză din asta și gata, s-a exprimat. Nu mai are nevoie cum avea nevoie atunci, după miezul nopții. Emisiunea ce e Hyde Park, era 3 nopți la antena ce, după miezul nopții începea, până la ora 7, până la 6 dimineața când începeau știrile de la BBC Impact. 6 ore de noapte oamenii se exprimau. Sau după aceea veneau duminica în parc ca să se exprime în fața publicului de 20, 30, 50 de oameni. Acum gata, nu mai sunt necesitățile astea și oamenii se exprimă pe internet. Deci cumva Hyde Park-ul trebuie să se replieze. Am creat grupul Microfonul Liber pe internet. Acolo publică oricine, inclusiv am văzut că niște deputați din Parlament publică opinii de ale lor și de ale partidului lor. Trebuie să ne găsim locul să soare. Poate că acum la microfonul liber în parc vine mai puțină lume că din cauza că Din cauza e pandemiei, da. pandemie. Posibil asta să fie un motiv, că cum Și e azi, din timpul. cauza 9 mai, din cauza Zilei Europei, Zilei Victoriei și din cauza Paștelui Blajenilor, asta e cert. Și în primii ani de Paști nu venea nimeni în parc. Eu, cum nu-s mers la biserică, ieșeam la microfonul liber și eram singur. Toată lumea ținea mai mult de tradiție decât de necesitatea de Da, exprimare, eu tot de așa zic, tradițiile pur și noastre. simplu, azi așa au fost o zi că multe sărbători și încă și pandemie, timp de pandemie. Dar pe 11 preconizăm ceva să ieșim. Pardon, unde să ieșim, doamnă? Că am auzit idei în Hyde Park să facem și concert în Piața Mare Adunării Naționale sau tot felul de chestii. Unde să ieșim pe 11 mai? Nu, Dumneavoastră noi să sunteți mai la ieșim în Cahul, direct Larisa la odată. Iași, eu la Live. București și Ghenadi Hăt la Reykjavik. A, să ieșim live? Păi hai Da. să ieșim pe internet. Dar vedeți, acum adineauri aveam 7 spectatori pe pagina Curaj TV, care are 150, Ghenadi mai bine știe câți abonați avem la pagina Curaj TV, cel mai popular proiect al Asociației Hyde Park. Deci dacă la noi se uită 7 oameni în clipa asta, aproape mai puțin decât participăm în emisiune, cu ce putem să-i fascinăm, să-i captivăm peste 2 zile? Mâine seară, înțeleg că Oleg Adrian, colegul nostru nevăzător, vrea să facem un fel de microfonul liber și el are și teme propuse pentru asta. Să vedem ce o să fie despre tradiție, despre are el. S-a apucat el de moderare, microfon liber. Dar poi mâine propuneți, haideți să vedem cu ce putem fascina, capta atenția publicului. Azi o Mie îmi oră ne-am place. amintit de istorie, da, Ghenadi? 133 de mii au apreciat și 169 de mii ne urmăresc. Aha. Dar Acum? deci mult, e o Lumea vrea să armată, dar participe. din armata asta acum 7 oameni se uită la noi. Nu toți gândesc ca noi, deci în mod normal ar trebui să considerăm că asta e publicul firesc. Doamnă, mă gândesc, dacă tot e în zi de marți, data de 11, ați putea face un mesaj pe un carton, rugați pe cineva să vă facă o fotografie sau faceți un selfie cu el și îl publicați, pentru că de ziua Hyde Parkului puteți să exprimați orice mesaj vreți dumneavoastră, puteți face o tradiție în fiecare zi câte un mesaj, cu ce sunteți de acord, cu ce nu sunteți de acord, adresat deputaților, Larisa a adresat propus Consiliului. masaj câte 2-3 minute, doamna Rotaru Ghenadei propune mesaj. Și așa E e bine, bună și așa. idee. Ce spune Larisa, masaj?
Glumesc, am greșit, am scris în grup cel al nostru masaj și eu am preluat ideea. Dar nu Și erau normal că sănătate. ești, și normal că ești medic. Stați o leacă după Sigmund Freud că Și dacă este medic, cam de ce ar trebui masaj de ziua Hyde Parkului? E că și subconștient te mai Masaj trădează. intelectual. Doamna Rotaru, când apărea primele dăți în emisiune, era destul de încordată și Oleg, dar sunt ghine, dar Oleg, dar și-ți vede în stânga, dar și-ți vede în dreapta. Azi a ieșit cu o minge și o învârte așa, tacticos. Acela imită ou vopsit, băi, poate chiar ou. E tot E masaj. calmant, Oleg, ceva înțelegi calmant. diferența între o minge și ou vopsit? Eu înțeleg că nu ești dus la biserică, dar chiar un ou vopsit nu mai ții minte cum arată. Ei, vezi Deci câți nu m-am vegan au gândit că să-l 15 de ani, asociez, n-am dar e mai cam văzut. așa. Mi-a plăcut, v-am estimat, vă respect și încă mult mai am de învățat de la dumneavoastră. Mulțumim. Da, Vorbim de nu. o oră, putem și să închidem, putem face niște concluzii. Da, iată și comentatorii s-au pornit febril pe internet. Da, faceți masaj? Facem, la toți. Câte Mai două, s-ar trei putea să dea minute o idee. online. Ne reprofilăm. Hai, tac, după 18 ani s-o reprofilat. Și la Interesant, libertate de toți exprimare, fac masaj la... sau... La dreptul la masaj. Două, trei minute de simpatizant. Masaj intelectual. Da, la creier, direct la creier. Da, ce e aici? Pentru Ce masaj am care avut de la 25 ianuarie încoace și masaj am avut eu? la întâi a Chirusu, după aceea Galina Dermenji. Cu liberă exprimare. Acum aveți bătături de la atâta masaj. Dar nu Bătături mai ziceți, dar știți, mi-au plăcut audierile la Consiliul pentru Asigurarea Egalității și Eliminarea Discriminării. Mi-au plăcut. Și chiar Online, dacă fără contact, da? Și cu Da, fără contact. responsabilitate, vorbesc cu oamenii și ei drăguți, amabil. Da. Da, e consiliul cel mai minunat, am vrut să candidez și acolo, i-au preferat pe alții, da. Poate o să ajung vreodată. E un consiliu de treabă, mă bucur că s-a făcut, s-a constituit și că Da, apără da. dreptul la nediscriminare. Așa că mai au mai apărut acolo solicitările. Foc la ghete cu Nu, solicitări de a participa în discuție, nu, în afară de Gheorghe Scutare, dacă care nu reușește, că nu prea are internet, altele nu ceva sunt. Și oricum Ghenadi de avem o oră și parcurs putem să închidem. Ghenadi a Ghenadi, văzut, ceva de da. parcurs ai fi dorit să spui, dar tot n-am luat noi, parcă am Dar nu țin minte. monopolizat microfonul. Nu țin minte. Nu Nu, contează. eu am vrut să zic, dacă ne puteți masajul ne de buzul. Eu când am auzit de masaj, am uitat totul. Hai. Cu gândul la masaj, am uitat de mesaj. Bun, pe nota Nu, asta am vrut pozitivă să putem dar zic, să da, încheiem. nu, mai am vrut să zic asta, că să povestesc că totuși persoanele pentru doamna Tamara, care are curajul să povestească, una din recomandările care experților internaționali, eu doar spun și citesc de la experți de talie internațională, care sunt domeniul de 30 de ani, de 40 de ani, ei recomandă așa, că nu mai a simțit cu cât mai persoanelor care sunt victimizate, indiferent unde, începând de la unde e cel mai grav, din detenție, cu violența domestică, școli, cum spui lucrurilor pe nume și ai curajul să spui la cât mai multă lume, îți face o siguranță. Că atunci nu, cei care, de exemplu, când e vorba că un pedagog e foarte violent cu copiii, dacă copiii o să mediatizeze acest caz, atunci pedagogul se va opri. Dar adică o recomandare a mea, ceea ce ați făcut, uite, mi-a plăcut, doamna Tamara, că și prima oară și a doua oară, în cazuri când cineva te persecută, te abuzează, te agresează, adică în fond e un singur cuvânt, încearcă să te victimizeze, să te terorizeze, e cel mai bun
să cunoască cât mai mulți oameni despre asta și calea legală. Este evident când deja depășești limitele, când nu sunt numai, când sunt calomnii, când sunt injurii, când atac la persoană, deja să se adreseze în justiție. Și dacă ar face toți așa de felul ăsta, sunt foarte sigură de asta că ar fi mult mai puține cazuri de violență. Da, sunt de acord. Așa și procedez. Pentru că... Mediatizarea și justiția. Mediatizarea și justiția ar opri jumătate din cazurile de violență, dar sunt pisați așa și acasă, și la serviciu, și astea, și toți stac. Păi și cum poți să te ajuți în așa situație? Da, sunt curaj, de acord. Curaj să spui la vecini, să ieși în live, să scrii în postări, să te adresezi la sectorist, să spui la toți. Să spui la toți cât mai mult. Adică asta e o recomandare a specialiștilor pentru a te proteja. Nu că să faci zarvă și gâlceavă, dar pentru a-ți asigura o securitate, a te proteja. Asta din punct de vedere psihologic, medical? Da, și juridic, și din toate punctele de vedere, da? Păi dacă cineva te ține permanent într-un stres continuu, dacă te ține, că și tu ești într-o stare de, adică ești într-o stare de neliniște, într-o stare de frică ești, asta până la urmă te duce un stres necontrolat și acest stres necontrolat e o stare foarte periculoasă pentru sănătate, că crește în organism cortizolul, proteina C reactivă, nemai vorbind că până la urmă că sunt cazuri când o persoană când este mult timp victimizată. Până la urmă, cât sunt cazuri că, de exemplu, soțul agresează toate etapele acestea care sunt de o violență care cresc așa pe parcurs în familie, la nivelurile acestea de violență domestică, câte cazuri sunt până la urmă, ori îl împușcă, ori îl taie, ori la nu, pe agresor. Victima, adică până la urmă, a dus la disperare. Dar știți, eu asta observ, pentru că eu observ această, iarăși am revenit la personalitatea acestei persoane, eu observ așa de mare furie, așa de mare indignare, că tocmai se apropie așa de tare cu telefonul, dar tu așa faci, dar tu sau faci niște videouri care provoacă cetățenii, vecinii care, eu ți-am țărât, știți așa, îți faci impresia că într-adevăr ceva chiar nu este în regulă. Atunci când cineva e liniștit sau ori lucrează, ori stă pe scaun, încearcă pe... Deci mă refer la mine când eu eram pe holul judecătoriei, ea până a încercat să interacționeze și cu avocata. Precum că, dar nu vă rușine să apărați așa o persoană. Știți că avocata spune, dar noi pe toți, apropo, tuturor le acordăm ajutor și serviciu. Deci era... Se observă aceste cazuri, dar n-am eu dreptul să le cataloghez cum ar fi. Este instanța care o să aprecieze aceste acțiuni. Instanța, corect, doamnă Tamara, dar dacă ar ajunge așa cât mai multe cazuri la instanță, mulți s-ar opri. Că odată amendat, două ori amendat, cum s-a format reflexul? Am ascultat într-o lecție acest exemplu, nu e a meu personal, nu eu l-am inventat, că dacă cei care merg la roșu, da, cu mașina, da, odată amendează că merge la roșu, a doua oară, a treia oară o să gândească bine dacă să meargă la roșu, că o să ia permisul sau o să fie amenda prea mare. Hai să zicem că odată ia permisul, dar dacă mai trece odată la roșu și iar e identificat de către poliția rutieră, o să ia permisul, nu o să-i convină pe 3 ani fără permis, dă din nou examen. Păi tot așa și cu cazurile de violență în societate. Uite, am găsit în sfârșit un cuvânt ca să nu le numesc pe toate. Tot așa și în cazurile astea. Odată, două ori se adresează mult mai multe victime, îs amendate, mediatizate. Următoarea dată acest agresor cu comportament abuziv o să gândească bine, merg la roșu sau nu merg la roșu și de data asta.
Cam asta, să zic. Mi-a plăcut, vreau să-l aud pe Ghena, să-mi mai spună ceva dacă dorește. Am insistat foarte mult ca să creăm, să avem această discuție, ținând cont și de timpul pe care este fus orar ca să fii și Ghena cu noi. Adică, știu, voi sunteți. Câți erau, apropo, la început? Nu aștia 88, dar gândesc că au pornit de la cineva mai Nucleu, cine a fost Nucleu? nucleu, da, nucleu, mai țăpați, mai aprinși, mai focoși, cum ar fi. Oleg, o să fie modest, dar el a fost Nucleu. Și câți în jurul lui? 2-3 în permanență. Mă rog, glumesc. Hai, parcul a avut în permanență cam 70 oameni activi. Depinde și de perioadă, că atunci când abia au fost promulgate legea privind întrunirile, eram un pic mai mulți, poate eram un 15. Dar atunci și numărul Hyde Parkiștilor era vreo 30-35. Pe urmă am înțeles noi că e foarte greu să mobilizezi o mână mare de oameni ca să faci adunare, ședință de organizație, ședință legală a organizației, în cazul în care nu poți aduna nici jumătate de membri odată, de 2 ori, de 5 ori, și am început să dăm afară pe cei care nu sunt activi. Așa a început să funcționeze. Deci, Hyde Parkul nucleului greu. Ghenadi se referă la adunarea. Ghenadi se referă la adunările generale, dar noi primul consiliu pe care l-am ales atunci pe 11 mai era de 11 membri, pentru că pur și simplu participanții la adunare erau deja obosiți și au zis că nu mai stăm să alegem din ăștia 11, 5 sau 7 cât propunem noi. Hai, Și câți trebuia să vreți. fiteți. Și atunci am făcut primul consiliu, era de 11 oameni și acel consiliu niciodată nu s-a întrunit cu quorum, Cred ca că să vă aceea a dați fost seama. prima greșeală a Hyde Parkului. Exact. Acei 11 erau la întâmplare și nu au vrut să participe la ședințele Consiliului, n-am avut quorum și n-am putut Pe nici decide nu puteai numele organizației. contacta. Aveai datele lor, dar nu puteai da de ei. Ceva de felul ăsta. Și până în toamnă a trebuit să adunăm o adunare generală ad hoc, nu anuală sau odată la 2 ani, cum scria în statut, dar a trebuit să facem una extraordinară ca să alegem alt consiliu și să micșorăm numărul consiliului, pentru că nu era posibil cu 11 oameni să funcționeze. Și în felul ăsta am tot modificat statutul până l-am făcut comod. Ce coincidență! Data de 11 și 11 membri. Da, 18 ani. Da. Da, 11 membri inactivi. Dă-o dracului. Exact, da. Hai Decât că noi așa parcă mai am luat-o bine. foc. Dacă pornim și dacă mai punem și un punct acolo în program cu masajul, merge. Măcar 11 minute, nu 2-3, cum au zis Auzi, ajungem iar la 88 de Larisa. membri, Hyde Park, parcă văd. Da. Dar n-ați văzut ideea cu masajul poți să aducă mai mulți membri? Și după aceea să îmblăm scătăm masiori și masioze, că degeaba adunăm clubul Doamnă, amatorilor dar de masaj, n-are observați, cine face. vremurile se schimbă, instrumentele de comunicare se schimbă, tehnologia se schimbă, totul se schimbă, deci trebuie să ne adaptăm, nu? Undeva trebuie să găsim o nișă unde să adună ca parchiște și fac ceva în comun. Bun, mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru participare. Zic că e timpul să închidem ca să avem rezerve de cuvinte și pentru zilele următoare. Până pe 11 mai o să tot cuvântăm despre asta, despre libertatea de exprimare, drepturile omului și aniversarea 18 de la fondarea Asociației Hyde Park. Doamnă Tamara Rotaru, doamnă Larisa Munteanu și frate Ghenadi Brega, vă mulțumesc pentru participare. Da. Dacă puteți să găsiți un colaj cam cum arăta atunci, așa, păi ideea mea, ați putea Era găsi un rotund, colaj. doamnă. Atunci eram frumoși, dar acum Era un suntem. corp compact unde l-aruncai și dădea totul jos. Era tare frumos, dar nu putem să vă arătăm, nu a filmat nimeni. Da, era Dar exact măcar ca mingea câteva dumneavoastră. imagini. Măcar câteva imagini că... Apropo, avea Oleg niște înregistrări. Cred că o să o găsesc eu, doamnă, pe Asociația Hyde Park, a filmat Nicolae Josan, unul din primele proteste din 2003. Dar nu-i foarte relevant, pentru că nu s-au ținut discursuri, nu avem mare lucru acolo. Nu, dar Și cel Josanu puțin măcar filmat niște și niște crâmpii, filmat așa și ca... prima deplasare Hyde Park pe 6 iulie,
Și primul protest Hyde Park pe 7 iulie 707-2003, am avut primul protest Hyde Park, un marș mare cu vreo 50-100 de oameni pe Te-a bulevardul interesat de ce central. ne-am dus la Maie atunci? Nu ne-am dus la Maie, ne-am dus la CCA, care era în sediul cel unde e acum Ah. Procuratura Generală. Eu aveam în cap traseul pe unde am mers, reconstituiam fotografiile, dar nu înțelegeam ce am căutat la Maie. Eu din video-ul lui Josanu mi-am dat seama că noi de la monumentul lui Ștefan cel Mare ne-am dus la Parlament și sau da, la Parlament și după aceea ne-am întors la guvern și după aceea ne-am dus la CCA. Și mi-amintesc că atunci eram cel puțin trei frați Brega, erai tu și cu sora Olga. Atunci foarte puține ori a participat Olga la protest, după aceea ai revenit în 7 și a nimerit imediat la poliție. Da, păi stai, în 7 și Olga a nimerit la poliție, că era cu noi, nu știu. Exact, de Olga zic, de Olga, că atunci în 3 și în 7, bine, în 3 n-a nimerit la poliție, dar în 7 a participat odată la un protest și a fost direct la poliție. N-am vorbit despre rețineri, arestări, condamnări, percheziții, dar poate o să vorbim despre asta marți pe 11. No, da, Hai, interesant ne asta. gătim, sănătate. La marți cu Noapte masaj bună. sau fără? Masaj neapărat. Las să fie surpriză. Da, doamna Larisa, ne-ați plăcut.